Hei, salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod în care vom reacționa la Alin Barosanu, bineînțeles, fratele pierdut al lui Florin Dolofanu. Cam rimează, dar în fine. Hai să trecem de acest subiect și da, sper să vă placă și da, hai să începem. Văzut și voi cum sparge fără motiv acel candelabru. What? Ai, săracele, săracele femei, frate, nu vine să cred că există așa copii. Îți dai seama. Scuze, vă prost așa, vă prost așa zice. Cele două femei suportă zilnic scandalurile provocate de Alin. Acestuia nu-i convine nimic din Mamă, dar chiar că-i barosan. Ceea ce fac mama și mătușa lui, pe care le tratează ca pe niște simple sclave. Greu de intuit încă motivul. A, Doamne! Mi-a dărâmat ciorba. Mă, nu știu cum. Acestea sunt motivele pentru care mama și mătușa lui Alin s-au hotărât să apeleze la Supernanny. Raluca Iuga are o misiune dificilă și încearcă timp de 10 zile să rezolve problemele pe care le are Alin. Pui una într-o mână și una într-o mână. Pe cine vrei să te înțeleagă dacă tu ești așa de retardat? Se răzbună pe orice ființă care îi iese în cale și pe obiecte. Pentru el acasă deocamdată nu e aici. O să găsim altă casă și da? La un moment dat o să se întâmple și asta, Alin. Deci o să stai tu cu mama. Îmi place intro-ul lor. Suntem și la intro-ul lor. Vom ta doar 16 minute din clip. Mihaela are 43 de ani, fiind de profesie bucătar. De 4 ani este văduvă și încearcă împreună cu sora ei să-l țină în frâu pe Alin. Claudia este mătușa lui Alin. Este divorțată de mulți ani și încercată greu de viață. Fica ei este căsătorită și o are pe Andra, dar fiul ei a murit din cauza drogurilor la doar 17 ani. Alin are 11 ani și de ceva vreme trece printr-o gravă problemă de comportament. Chiar că. De fapt, este micul tiran al familiei. Nu are niciun fel de respect nici pentru mine, nici pentru mătușa lui, respectiv sora mea. Dacă mai fac un cioc să mă tai eu în el, vorbește foarte urât. Nu știu de unde aude așa ceva. Nu ne să faceți acum, că vă ia mama drept. Nu mănâncă nimic, aproape nimic, 90% decât cartofi prăjiți și sandvișuri și claxuri. Și dacă nu-i face, atunci face dezastru. Fă-mă, da! Fă-mă, nu te mai vor dacă mai, mai vor și-ți facă. Fă-mă, lui care vine aici, deci nu suport să nu nu știu ce să ne facem cu ca să vedem și noi, că de câte ori vine, ar vrea să nu mai vină niciodată. Și nu se poate să nu vină. Tu de ce ai spus? Ce ai spus? Ești, nu mai dăm fata, ne simți bine că fata e mea. M-a disperat, mama, m-a disperat de cap, de nu mai știu, nici nu mai spun mai pe, deci pe sora mea. Nu știu ce să fac și unde să apere, ce să fac ca să-l îl schimb în bine, să-l... Ba! Luca Iuga
Ghiga are 31 de ani. A terminat în 2000 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației la Universitatea din București. Experiența și rezultatele excelente de până acum o recomandă de la sine. Ea consideră că un copil, oricât de încăpățânat ar fi, poate fi educat atunci când știi să găsești metodele potrivite. Acum ea speră să facă din Alin un copil mai liniștit și mai bun. Bună, eu sunt Raluca. Așa, sunt Balin Barosanu. Eu sunt Alin Barosanu, boss. Bine, Barosan de Barosan. Îmi pare bine. Barosan de Barosan. Barosan de Barosan. Mama Barosanului de Barosan. Mătușa și a doua mamă pentru el. Am înțeles. Și mama de Barosan. Mama este la serviciu momentan. O să așteptăm până mai târziu. Până atunci o să stăm puțin de vorbă. Să ne așezăm undeva. Că dacă în jurul meu aveam 11 ani, foai, de viața mea, îmi luam o palmă. Spuneți în primul rând care este numele lui real. Numele lui este Alin. Bun, Alin. Nu, încă o dată, pentru prima dată, că acum ți-am aflat numele. Da, eu sunt Raluca, tu ești Alin. Îmi pare bine să te cunosc. Haideți să stăm puțin de vorbă până când vine mama. A fost la piață, mergând pe lângă bordurile astea care mai stau doamnele cu zarzavat. Ăla era de călcat, că nu era cu zarzavatul. Dar uite, mătușa n-a fost prea încântată de gestul tău. De ce? Păi, ea e proastă! Așa vă vorbește de obicei? Profită de ocazie că eu îl iubesc datorită faptului că am pierdut un copil cu 7 de ani la 17 ani. Bine că numai psihologa aia schiladă, că aia nu putea să sacă nimic, asta poate sacă. Strada, anturajul, la acamara. Niște țigani l-au tras de partea lui. Zice, hai mă, că tu ești Barosan, tot Barosan, și l-au injectat. L-au injectat cu droguri. Și-a făcut o reacție și când a ziua bună. Nici nu vreau să mă gândesc că și cu Alin se va întâmpla la fel, adică să-l fure strada și prieteni, anturajul. Sunt zile și momente când eu strig la el Ionuț. Ionuț. Ce accept, orice am zis, să-l văd că el crește sub ochii mei, în locul copilului pierdut. Cum ai început ai babul în oraș? Dacă nu se poate să vorbim. Cum vă dați la loc? Ce să vorbiți voi? Ați încercat vreodată să luați... Sper să nu fie fake, uite, mulți zic că e fake. Închide să-l bat, dar am zis că până la urmă chiar și la bătaie, zic, dacă eu îl iubesc... De ce? Referitor la ce anume minte, Alina? Păi mi-o minte toate alea de mine, că nu să-ți ia cu mine. Hai, să continuăm. Eu îl iubesc. De ce? De ce? Eu îl iubesc, dar nu zici chiar așa. De ce? Zic să-ți tu moci. Referitor la ce anume minte, Alina? Păi mi-o minte toate alea de mine, că nu să-ți ia cu mine. Eu nu am spus la tine. Că nu ți-o cuminte. Bine, și dacă vrei să avem o discuție civilizată, nu țip nici tu la mine. Dacă nu, nu mai stai. Degeaba vrei tu o discuție civilizată, că nu o să iei de la acest copil. Mergi la rost. Dar eu nu mai fac. Atunci ce problema ta? Poți să țip, dar nu la mine. Haideți să revenim. Prieten de vârsta lui are? El mai mult joacă fotbal. Se vede că și-a lungat prieten. Se bate cu cine apucă și pe cine găsește în cale. Aline, te rog frumos, Aline, nu fi nesimțit așa, Aline! O să merg la baie să mă ajutat. Nu vă ajută, eu mă ajută, eu așa te rog din suflet, Aline. Doamne ferește, copilul ăsta e chiar retardat. Comportamentul lui Alin și va hotărâ ce poate fi făcut pentru îndreptarea lui.
Este prima zi de observație și Super Nanny își dă seama încă de la început că, într-adevăr, Alin este barosanul. Așa că, el este cel care dictează în casă, iar prezența mamei, acum plecată la muncă, nu ar schimba cu nimic situația. Lasă-mă cu aia mai încet. Nu vreau. Fake, deoarece mi-a agonit pe fete, dar nu ca la camera, mă. În fine, hai să continuăm. Pește una. Bine, gata. De ce nu mi-ai făcut acum ce am vrut eu? Am zis să mănânci și tu un pic de ciorbică. Uite-te, ai făcut crăsunea de la stixuri, de la ce am vrut eu, da? Să te închin gura cât stau eu aici că eu mă purc. Și acum o să facem ca tot prăjit? Mamă, le dă reclasă, ce mă? Da-i, ca tot prăjit acolo, stai, îi potăresc. Alin continuă să se poarte la fel. Tot ce spune mătușa nu face altceva decât să-i dea prilejul acestuia să o jignească din nou. Iar ordinea este ultimul lucru care l-ar putea interesa pe băiat. Hai să aruncă pantalonii în cămașă. Eu am datoria să le strâng tot timpul, da? Nu mai dă-te. Păi mă, ia vină încoace. Aline, stai cu minte, te rog frumos. Aline, mă lași și face? Poftim. Pui, hai să dezbracă? Ia-ți viteză și adun cartofi. Ia-ți viteză și adun cartofi. Te calc în picioare, auziți? Așa, ții de obicei hainele aruncate prin colțuri? Da, și care e problema? Nu e problema mea, că-s hainele tale. Papa! Alin consideră că mătușa lui trebuie să-i facă toate poftele. Exact. Timp, mătușa primește atenție. Dar nici ele nu fac ceva. Donări, vorbă de mulțumire. Stai poftă. Data viitoare să nu mai pun păstii de aia de mâncare. Ciorbica era păstie? Da! Când mănânc mostrici. Alin, cine-i toate fotografiile astea? E verișorul meu care a murit. Și astea e în camera ta, nu? Da. A fost camera lui? Da. Sunt 16 fotografii aici cu el. Da! Tu ai o fotografie aici, de ta? Nu. Încă nu mi-a pus. De asta e poza mea. A, ai și tu o fotografie, dar e pe calculator. Da. Pe verișorul tău l-ai cunoscut îndeaproape? Da, când era mai mic. Te-ai jucat vreodată cu el? Nu știu, că nu mai știu, că era mic. Alin stă într-o cameră care de fapt nu-i aparține. Fiecare colț al acestei camere îi menține trează ideea că de fapt el este un înlocuitor al verișorului care astăzi nu mai este. Un astfel de sentiment poate fi copleșitor la un moment dat pentru un copil de 11 ani. Exact. Exact când și eu mă gândesc că... Am o poză cu bunicul și am afișat-o. Doua zi de observație, Super Nanny o cunoaște și pe Mihail. Pe bunicul nu l-a cunoscut, că am uitat acum vreo 22 de ani. Mama lui Alin, deși Raluca și-a făcut deja o părere despre copil, ea va afla acum și alte lucruri care pot explica problemele acestuia. Bună ziua, Raluca Iuga sunt. Mihaila. Bună ziua. Îmi pare bine să vă cunosc. Uite, facem cunoștință, Alin. Mulțumesc. Am vorbit deja ieri cu mătușa lui Alin. Acum aș vrea să aud și varianta dumneavoastră. Dacă mai târzi o dată, te omor. Am văzut ieri că mătușii așa îi se adresează. E chiar violent. Da. Și mie la fel, eu îl mai ignora. Că nu vreau să-l bagă de 4 ani de când am murit soțul. Nu am mai bătut, dar rar nu mai lipesc. Stai o dată cât o palma, să vezi ce te întorc eu înapoi. Și l-am bătut. Mamă, dar le dă din clasă ce? Eu totodată la lecții, că nu făcea lecțiile foarte bine și atunci a început să plojească. Dacă era toate, nu mă putea de atent și îi explica altfel, dar ce făcea altfel. Avea o relație frumoasă cu tatălui? Da, dar nu mă putea. Avea 7 ani când a murit tatălui.
stătea așa tristă. Deci nu era la spital, da? Da. Și chiar stătea trist. Deci ce mai bine, nu cum mai mult să plângă, să țipe, să da, nu stătea așa, să putea decât așa la el și... Da. Deci nu făcea cum făcea la mic. V-a reproșat lucrul ăsta, că nu sunteți gata. Dacă el n-ar fi reacționat așa. Da. Și de atunci... Da, atunci am mai evitat. Nu m-am evitat. Asta, cum mă vede că plângă așa, face de dată. Nu mai îl impresionați. Da, îl impresionez. Păi așa fac de ori. Deci plâng și îi spun, nu mai face mame așa. Și face pe un moment și apoi... Hai, lasă că-ți trece. Hai, lasă. De ori mă amuză. Ei, lasă că-ți trece ceva, nu-i trece. O să bate cu bine-pate. Fua, a început să ia la bătaie. Da, bine-pate. Te lipesc? Îți promitește că îți cumpăr ceva, dar nu-ți mai cumpăr. Ba da, ba da, gata, nu mai fac. Faptul că Alin jignește mama și mătușa este de mult un lucru obișnuit. De aceea, de multe ori, băiatul simte nevoia și de altceva pentru a-și demonstra că poate face absolut orice în casă. Exact. Mătușa este de mult un lucru obișnuit. De aceea, de multe ori, băiatul simte nevoia și de altceva pentru a-și demonstra că poate face absolut orice în casă. Fua! Chiar că-i nesimțit. Mamă, penibil, e? Dacă nu tași din gură, te ia mama de... Dacă mai văd un cioc să mă tai eu în el, vă f*** cură pe toți și vă ia mama de... Luna să-mi faceți acolo! M-am săturat Alin de tine, te rog să mă crezi! Vă pup pe f***! Un f***! De ce-i spus eu? Da! Ne simți. Astea erau ale băiatului meu și le păstram și uite eu ce le-a făcut acolo. Păcat! Bă, nu sunt băiatul tău! Chiar că nu e. Credeți că dacă nu i-ați ierta greșelile, l-ați depărta? Da, așa cred eu. Azi mai bine așa decât să apuce de droguri, de altceva, decât alte nebunii. Deci temerea dumneavoastră, cea mai mare, de fapt, este să nu i se întâmple lui ce i s-a întâmplat lui Ionuț. Și da. Considerați că așa îl țineți aproape, da. Și puteți ține sub supraveghere. Da. Ionuț, chiar așa. La mea nu i-am permis așa multe și am zis că poate de asta a distanța și a ajuns în lumea străzii și la drăguși astea și am zis că să facem invers cu lui. Și poate acesta este lucrul care îl deranjează cel mai mult pe Alin. Deși băiatul nu este pe calea cea bună, cea surori continuă să-l crească cu gândul la Ionuț, iar Andra devine o victimă colaterală a conflictului. M-a putin ca fi la nebunul de bine? Ai venit la mine! Mă lasă-n fata cu e nepozica. Mă lasă-mi fata, dar mă lasă-mi. Mă lasă-mi pățica, da? Și e verișoara mea aia proastă. Așa se poartă cu ea de obicei? Eu mă duc la calculator. Nu te duc la niciun calculator! Cât e barusa? Mă las pe Andra să-i lasă. Alin? Chiar că-i barusa. Nu te duc la secunde! Alin, te rog frumos, gata! Hai, te rog frumos, ți-l scot din priză. Uite așa. Să vedem acum dacă te mai uiți tu la calculator. Gata! Vă toți? Gata! Am crezut că ești puțin mai civilizat. Gata, papa, stai și să joc fotbal! Și să nu intri. Așa se întâmplă de fiecare dată când vine vizită? Da. Haide să plecăm să cumpărăm lucruri la care a spus. Chiar că... Dacă o pari. Lasă-mi că cine știe ce să mai face. Hai, bă, că vin! Da, și cam atât e cu acest videoclip în care am reacționat la Alin Barosan de Barosan. Da, aceștia sunt cei mai retardați copii din România, Florin Dolofanu și cu fratisul pierdut. Și da, ne vedem data viitoare cu un nou episod. Adică
adică azi, cu doar de lepsi. Pa!